Bună seara, dragi prieteni, și bun venit la un atelier din seria întâlnirilor organizate de Casa Corpului Didactic din Galați și de proiectul Merito, ca de fiecare dată alături de noi este Synergetics, care ne ajută să arătăm bine și să ne promovăm cu spor în mediul virtual. Nu este o cafenea Merito, deși păstrăm formatul, este un atelier web formant, un alt brand al Casei Corpului Didactic, și în seara asta pot spune chiar că avem încă o instituție parteneră, mă refer la Universitatea București, pentru că invitații noștri din această seară sunt profesori, sunt profesori universitari, sunt oameni care vin dinspre mediul universitar către noi cu o propunere de subiect care a trezit un interes extrem de mare. Chiar îi spuneam domnului profesor Papadima, înainte să intrăm în direct, că avem foarte mulți înscriși. Au fost foarte mulți oameni care s-au înscris pentru accesul Zoom în seara aceasta. Ca de fiecare dată ne urmăresc alte câteva sute sau poate chiar mai mult de colegi pe canalul Facebook al Casei Corpului Didactic. Și nu pot decât să mă bucur că o întâlnire despre etică și integritate în școlile și universitățile românești se bucură de atâta interes în rândul profesorilor. Eu sunt Doru Căstean și dați-mi voie, înainte să începem discuția din seara aceasta, să vi prezint pe invitații noștri. În primul rând, domnul profesor Liviu Papadima. Bună seara, bun venit la noi! Liviu... Domnul profesor Dumitru seara, Sandu, mulțumesc. Un sociolog, domnul profesor Dumitru Sandu, bună seara, bun venit, și doi filozofi, era să spun de ai mei, nu știu, de ai noștri, poate în seara asta, doi filozofi, domnul Emanuel Socaciu și domnul Emilian Mihailov. De asemenea, multe mulțumiri că sunteți aproape de noi. Am spus Universitatea București, să rostesc și numele Centrului de Etică Aplicată, și propun să începem cu recomandarea și propunerea către cei care se află cu noi aici în Zoom, dar și către cei care ne urmăresc pe Facebook, ca de fiecare dată, de a ne adresa, de a adresa întrebări, fie înscris în ferestrele de chat și de comentarii, fie prin ViewGrai, dacă vă aflați în Zoom. Și propun să începem. Domnule profesor Papadima, vă dau în primul rând cuvântul pentru a ne spune câteva vorbe despre proiectul pe care îl păstoriți, pe care l-ați pus pe picioare și care ne-a făcut și pe noi să fim atât de atenți. Mulțumesc mult de tot. Încerc să fac o poveste lungă, scurtă, cum se spune în engleză. 2017, Ministerul a inaugurat o formă de subvenționare a inițiativelor de dezvoltare instituțională pentru universități. Fonduri de dezvoltare instituțională care se accesează pe bază de cerere și așa mai departe. Eram prorector la vremea respectivă și unul dintre capitolele pentru care era prevăzută finanțare era acesta al eticii și integrității academice, mă rog, oarecum la și altele, adică era vorba de dezvoltarea mijloacelor didactice, inclusiv etica și integritatea academică. Și noi am mers pe inclusiv. În primul an ne-am aruncat cu capul în jos, trebuie să o spunem. A fost totuși un noroc că am ieșit vii din experiența asta, pentru că ne-am propus să facem, să inaugurăm un curs de etică și integritate pentru studenții din Universitatea din București, și ne-am socotit și ne-am învârtit și ne-am chitit și am zis că să mergem pe segmentele de master
master și doctorat, pentru că la astfel de proiecte exista un mare, mare impediment, și anume fugăreala cu timpul. Proiectul demara oficial pe undeva până iunie, după care se lua vacanță, după care se readuna lumea în septembrie și practic erau vreo 3 luni de desfășurare a proiectului până la 15 decembrie, când cade ghilotina și trebuie să faci raportările finale și toate cele. Bun, pentru o inițiativă de tipul ăsta, care pornea practic de la zero, nu se mai ținuse în universitatea noastră niciodată un curs de tipul ăsta, și pentru amploarea pe care urma să o ia proiectul ăsta, era o mare aventură. Adică au fost circa 4.000 de studenți la masterat, la foarte multe specializări, la zeci de masterate, niște sute bune de studenți la doctorat, iarăși din domenii extrem de diferite, și trebuia să asigurăm peste noapte o bună pregătire a unor cadre didactice care să își asume aventura asta de a ține acest curs. O mare problemă despre care colegii mei de la filozofie știu foarte bine a fost cum reușim să găsim numitorul comun, pentru că problemele etice specifice fiecarei specializări sunt foarte, foarte diferite. Gândiți-vă ce înseamnă etică în jurnalism, etică în biologie, etică în teologie, etică în matematică, în filologie și așa mai departe. Și evident, existau persoane din facultăți interesate de problemele de tipul ăsta. Au existat totdeauna, dacă n-am fi avut sprijinul ăsta, n-am fi reușit nimic. Dar nu aveau deschiderea de orizont teoretic pentru chestia asta, pe care o aveau doar colegii noștri de la filozofie. Singura facultate în care se predau chestiuni de etică. Așa că am avut la început niște negocieri destul de contundente, cine să țină cursul ăsta și în ce formulă, și am reușit, cred eu, o chestie absolut splendidă, și anume să îl facem sub formă de joint teaching. Echipe de câte 2 profesori, unul de la filozofie și unul de la specializarea respectivă, care urmau să construiască împreună curriculumul, să facă o parte din cursuri împreună, dacă exista disponibilitate, chiar câte 2 în sală, că asta e o experiență foarte interesantă pentru studenți. Și, mă rog, am început cu povestea asta. Ministerul nu prea ne-a agreat inițiativa, pentru că am intrat de la început într-un impas logico-procedural, ca să zic așa. Cui ar trebui să se adreseze cursul ăsta și ce statut ar trebui să aibă în consecință? Evident, ar fi trebuit să se adreseze în primă instanță acelor studenți care nu sunt tocmai împăcați cu normele de etică și integritate în munca intelectuală. Și ca atare ne-am gândit că, într-un fel, ar trebui să aibă un statut obligatoriu, ceea ce era imposibil în timpul atât de scurt care ne era la dispoziție. Nu puteam schimba curricula pentru nu știu câte zeci de programe de masterat și așa mai departe. Riscam să fim dați în judecată de mulți dintre studenții noștri care se trezeau peste noapte cu o nouă obligație și care ar fi avut dreptate. Și atunci am găsit o soluție poate ingenioasă, dar, mă rog, legală și cred că nu așa imorală, cum s-ar zice, dat fiind ținta demersului nostru, și anume să zicem, no problem, e facultativ, dar cine nu îl absolvă nu se poate înscrie la disertația pentru masterat sau la susținerea pentru doctorat. Am avut foarte multe pâri la minister. Ministerul ne-a atenționat
că trebuie să încetăm imediat cu ilegalitatea asta. Deci nu ne-a acordat sprijin. Dar una peste alta am făcut un feedback consistent și cât se poate de deschis, așa obișnuim să lucrăm. Feedback-ul este accesibil pe site-ul Universității din București și am fost surprinși că într-o proporție extrem de mare, date fiind împrejurările, vă închipuiți că totuși niște studenți care au fost luați ca dânuală, hai mă că mai e în curs anul ăsta, în mod special, n-a fost tocmai o fericire pentru ei și toată situația asta de improvizare a fost foarte dificil de gestionat. Ei bine, pe acest feedback, atât din partea profesorilor, cât și din partea cursanților, într-o proporție mai mare la nivel doctoral decât la nivel masteral, studenții și colegii noștri își declarau satisfacția pentru inițiativă și, mă rog, ne-au transmis foarte, foarte multe sugestii pe care după aia le-am urmărit. Deci ăsta a fost începutul, sar peste etapele intermediare, ca să nu mă lungeți prea tare povestea. Eu înțeleg că a trebuit să, cum să spun, să fie un pic ilegal ca să fie moral, nu? Da, da, exact. Bun, noi ăștia un pic mai în vârstă am trăit de multe ori pe pielea noastră situații în care legalitatea și moralitatea nu prea se suprapuneau, dacă nu intrau într-un impact categoric. Gândiți-vă la problema anilor 80 cu avorturile ilegale, cu medici care puneau mâna pe telefon și anunțau securitatea că le-a venit o pacientă care făcuse un avort de ăsta ilegal și se prezentau organele în drept ca să rezolve problema. Da? Legal era, moral nici de cum. Da, era o imoralitate crasă, să nu ajuți, e jurământul lui Hipocrate, dar în primul rând pacientul tău contează. Dar, mă rog, trecem peste chestia asta. Paradoxul a fost că în anul următor s-a schimbat ministrul și dat fiindcă ministrul a spus niște trăznăi de la început, de la instaurare, și anume a zis că să mai terminăm naibii cu plagiatul și cu poveștile astea, că universitățile noastre sunt excelente și că, uite, ne dăm singur cu dreptul în stângul cu lucrurile astea. Ceea ce, normal, că a creat o reacție publică foarte vehementă și după aia a găsit de cuvință să repare această gafă, cum s-a făcut de multe ori în politica noastră, de la Ion Iliescu încoace, îngropăm trecutul ca să construim viitorul. Da? Și inițiativa noastră a fost promovată cu statut național și în mod bizar cu exact aceleași determinări, respectiv să fie obligatoriu la master și la doctorat și să fie opțional la licență. Ceea ce este o absurditate didactică. Noi făcusem chestia asta cu masteratul și doctoratul pentru că nu aveam timp să facem și pentru licență, fiind numărul mult mai mare de studenți și mult mai problematică rezolvarea. Pentru că Evident, problemele cele mai mari sunt la intrarea în sistem. Și de aici am început să ne preocupăm în fiecare an despre parcursul acesta al problemelor de etică și integritate în viața unor tineri. Și am avut tupeul la un moment dat să facem niște cercetări cu ajutorul echipei sociologice în Universitatea din București, să vedem studenții noștri ce atitudine au față de chestiunile astea, cât de
deschiși sunt, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, cât de toleranți sunt față de fraudele intelectuale și față de derivele academice. Necazul este, am obținut niște rezultate relevante. Necazul este că nu le putem compara cu alte universități din România. Atunci, într-adevăr, ar deveni întru totul relevante. Să vedem dacă în Universitatea din București disponibilitatea pentru fraudă e mai mare decât la Târgu Jiu, atunci avem o problemă serioasă de tot. Da? Dar asta e altă chestiune. Normal că nu, alte universități nu au dorit să deschidă cutia Pandorei. Și trebuie să spun că a fost și un lucru care ne-a dat o mare satisfacție. Pentru că reiese indubitabil din acest studiu că disponibilitatea, toleranța pentru fraudă scade pe ciclurile de învățământ. Da? Situația e mult mai gravă la licență, se ameliorează într-o oarecare măsură la masterat și se ameliorează într-o bună măsură la doctorat. Ceea ce poate fi... Da. Mă întreb ce-o fi la gimnaziu și la liceu, conform... Asta a fost urmarea, pentru că în privința asta, știți, universitatea este selectivă. Da? Deci noi începem cu un număr de studenți și terminăm cu un număr... mai mic de studenți, iar la master merg tot mai puțin, la doctorat încă și mai puțin și așa mai departe. Ori interpretarea acestor rezultate putea să aibă două explicații. Unu, de fapt trei. Prima, se deprind pe parcursul școlarității cu aceste chestiuni și încep să le ia tot mai mult în serios. Doi, selecția funcționează în sensul că rămân în sistem la masterat și după aia la doctorat acei studenți care au deprinderi etice solide. Da? Și trei, probabil o combinație și de una și de alta. Da? Dar inevitabil în timp aceste investigații ne-au dus către întrebarea de unde ar trebui începută chestiune. Și aici, mă rog, sunt voci care spun că ar trebui începută mult, mult mai devreme. Poate spuneai tu școala generală, dar sunt voci care au o audiență relativ redusă, nimeni nu prea mai vrea să-și ia pe cap și chestia asta pentru școală, avem destule belele, spun decidenții, ca să ne mai... batem capul și cu asta. În general este văzută ca un soi de ce-i trebuie chelului tichie de mărgăritar. Avem norocul de a avea o echipă care e bazată, de fapt, dincolo de competența în materie, pe convingerea tuturor celor implicați că un învățământ imoral, un învățământ fraudulos, nu poate deveni un învățământ de calitate. Sunt multe lucruri care pot demonstra chestia asta. Și așa. Deci, ne-am pus această întrebare. Cum stă situația cu cei care ne vin în universitate? Și am început de acum 2 ani niște studii până în licee, niște dezbateri cu elevii din liceele bucureștene și o investigație sociologică, sociometrică, nu știu cum e corect, domnul Sandu, sociologică sau așa. Ok. Să vedem care e situația în liceele din București. Atât ne-au ținut puterile. Rezultatele au fost... ce să zic, și previzibile, dar și interesante pentru că erau certe. Și anume, față de ce avem noi la licență și considerăm că e o problemă foarte serioasă deontologică, în liceele din București situația este încă mult mai proastă. Asta este. Nu e un blam,
este o realitate și noi considerăm că politica cea mai bună educațională este și nu numai educațională, trebuie să fie fondată pe adevăr. Vrei, eu moștenire maioreștiană pe care o purtăm cu noi și da, și adevărul ăsta neplăcut, așa sună, elevii noștri de liceu sunt mult mai dispuși să zică ce mai asta dacă copiez de la coleg sau dacă copiez de pe net sau dacă ce e asta, nu e nicio problemă, totul e să ții nota și să treci clasa. Cam așa arată lucrurile și aș mai adăuga un singur lucru în privința asta. Odată cu acest studiu am început și o colaborare tot mai intensă și tot mai largă cu colegii din preuniversitate. Am înființat o școală de vară-toamnă la Sinaia cu cam 15 participanți în fiecare an. Cred că am ajuns la ediția a treia. De pregătire pentru consilieri de etică și integritate în învățământul preuniversitar. Am pus la dispoziția Ministerului un proiect de ordin de ministru care să cumva să definitiveze și să legitimeze această funcție onorifică, neremunerată de consilier de integritate ca fiind o posibilitate de luat în serios. Și așa mai departe. Și trebuie să spun că am început și aici cu o serie de licee partenere, cu, dacă mi-aduc bine aminte, acum 5 licee, Sava, Basarab, nu Sava, Lazar, Basarab, Iulia Hajdeu, care mai erau două, Mihai Viteazu și încă un al cincilea, nu mai țin minte exact. Și am avut... Mă gândesc că poate și Șincai, nu știu. Nu a fost Șincai, a fost... Oarecum aleatoriu, pentru că, bun, am zis să fie un licee mare de primă mână, dar am mers, nu e niciun secret, nu e nici spirul, îmi cer scuze, poate îmi vine după. Deci am mers pe liceele unde aveam cunoștințe, da? Pentru că așa se începe, se începe cu niște oameni care au încredere unii în alții. Și vreau să spun că am avut o foarte, foarte bună primire și din partea profesorilor și din partea directorilor școlilor respective și, nu în ultimul rând, din partea studenților. Și aici, în primul rând, echipa filozofică a avut un rol foarte important pentru că am mers împreună și am avut discuții cu elevi. Și am avut discuții într-un mod cu care ei erau întru totul neobișnuiți. Și anume, nu am fost acolo să le spunem nu trebuie să faci asta, nu trebuie să faci asta, nu trebuie să faci asta. Am fost să-i întrebăm, oare e bine să faci asta? De ce e bine? De ce nu e bine? Și așa mai departe. Pornind de la situații concrete și dintr-o dată, mirare. Nu? Și da, asta oarecum s-a bazat și pe o experiență de-a mea, am fost, și cu asta închei, am fost câteva luni, un semestru, am fost profesor invitat la Universitatea din Amsterdam. Și unul din lucrurile șocante acolo era că te puteai duce la examen să le dai studenților subiectele, după aceea te puteai duce liniștit să bei o cafea, să-i lași complet nesupravegheați, nu s-ar fi apucat să copieze și știți de ce? E un mister foarte simplu, pentru că ar fi protestat colegilor. Ăsta e protestantism, se protestează, da? Și ar fi protestat cu niște argumente cât se poate de valide. Eu am stat azi noapte și am învățat, dar n-am niciun chef ca nota mea să fie mai mică sau egală cu a unuia care copiază. La noi va mai curge multă apă în Dunăre până să ajungem la o atitudine de tipul ăsta. Astea sunt datele culturale, dar asta nu înseamnă că noi renunțăm. Da, mulțumesc mult. Cred că am făcut un preambul mult prea...
Mulțumesc și eu, mulțumesc și eu, Liviu. E normal cumva, pentru că ai sintetizat câțiva ani, nu, de eforturi în direcția asta. Aș vrea să te întreb tot pe tine, scurt, pentru că sunt mulți profesori din preuniversitari și directori acum în Zoom. Și voiam să întreb, dacă eu înțeleg bine, în momentul ăsta proiectul a ajuns în faza în care încearcă cumva să ajungă mai substanțial în mediul preuniversitar, iar căile pe care ar putea s-o facă ar fi un parteneriat cu Universitatea București, da? Pentru formarea de consilieri pe probleme de etică și, de ce nu, poate întâlniri de tipul celor pe care le-ai pomenit, fie online, fie, de ce nu, chiar fizic, da? Vă așteptăm cu drag oricând la Galați să vedem cum trece apa pe Dunăre în timp ce așteptăm să se schimbe lucrurile. Deci înțeleg bine, da? Dacă domnii profesori vor să colaboreze și vor să deschidă parteneriate, o pot face, da? Bun. Următoarea mea întrebare ar fi pentru domnul profesor Sandu. De fapt, sunt două întrebări într-una. Din punct de vedere sociologic sau sociometric, nici eu nu știu foarte bine. Sociologic, e bine sociologic. Lăsați așa. Nu, glumesc, glumesc. Sociometria este mult prea specifică, ziceți. Da, din punct de vedere sociologic, eu cel puțin am două curiozități. Prima ar fi, cum se explică această dispoziție, nici nu știu cum să-i spun, acest habitus, această dispoziție pentru fraudă atât de prezentă în rândul elevilor și studenților români? Asta ar fi prima. Și a doua întrebare ar fi, e oare suficient sau e un punct de plecare suficient intervenția aceasta cu consilieri de etică pentru a începe să schimbăm lucrurile substanțial? Sau mai degrabă ne, nu știu, visăm frumos, ca să spun așa. Mulțumesc mult de tot pentru drumul pe care mi l-ați oferit pentru a intra în temă. Trec direct la răspunsuri, nu mai fac introducere, sunt sociolog, mă ocup cum mă interesează, sunt sociolog pensionar, dar foarte interesat de problemele de integritate, etică. Cum se explică? Ați spus două întrebări. Cum se explică și ce ar fi de făcut, cum este cu, eu știu, consilierii de integritate? Deci sunt două mari întrebări. Cum explicăm? Da. Și doi, cum se poate schimba ceea ce nu ne place în ceea ce explicăm? Evident că nu. Eu știu să vorbesc multe ore, dar în 10 minute, un sfert de oră cât am la dispoziție, trebuie să alegem temele care ne pot duce unde vrem. Mă trezesc în seara asta, încerc să pun accentul pe ce putem face. Cred și eu, ca și colegii mei din proiectul prezentat mai devreme de profesorul Papadima, că dacă nu ai instrumente de rezolvare, nu faci nimic. Toată lumea vrea bine etică. Problema este cum. Și atunci mă voi referi la sondajele la care am participat în universitate ca la niște instrumente. De fapt, fac explicit o miză practică pe care o am. Mă bucur mult, văd pe lista de participanți 83, n-am mai avut eu la clasă 83 de participanți de multă vreme. Super! Sunt și mai mulți pe care ne urmăresc pe Facebook. E nemaipomenit. Da. Încerc să vă interesez în legătură cu câteva instrumente care pot fi utile în această tematică de integritate academică. Sondajul ca atare este un instrument. Ideea de a organiza în 2018 un sondaj pe integritate academică în Universitatea București nu a fost a mea.
a fost a colegilor de la filozofie, colegilor din grupul profesorului Papadima, care au spus, ca să construim ceva solid, trebuie să știm cum e cu realitatea în universități. Ca atare, încerc să mă țin de cuvânt. Prima sugestie, recomandare nu fac niciodată, eu fac sugestii. Prima sugestie pe care o fac, o vizită pe, la site-ul Universității București, pagina de Comisie de Etică, domnul profesor Papadima ne poate spune mai exact. Acolo găsiți o lucrare care se cheamă Integritatea Academică la Studenți, bazată pe sondajul din 2018. Voi da ceva mai multe elemente în legătură cu sondajul din 2020-2021 legat de integritatea academică în licee. Și încep, deja sunt stresat de timp, că nu mi-ajunge și îmi place să vorbesc mult, să vorbesc despre acest sondaj. Dacă eu nu mă înșel, glumind, dar spune că profesorii nu se înșală niciodată, dacă eu nu mă înșel, este primul sondaj care a fost făcut pe teme de integritate la nivelul liceelor în România. Practic, în decembrie 2020, am început sondajul în cooperare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, mulțumiri încă o dată. Sondajele pe teme de etică, integritate sunt greu de făcut. Pentru că toată lumea știe cum e bine să răspunzi în spațiu public și nu are interes să-ți spune exact pe cum e cu practica, adevărul. Deci prima recomandare, o vizită la site-ul Universității București, găsiți două lucrări, integritatea academică la studenți și cea despre care vorbesc în principal, integritatea academică la liceenii din București. Și ca să închid acest capitol școlăresc de recomandări, vă zic ultima mea, ghilimele, descoperire, finding. Pregătindu-mă pentru întâlnirea din această seară, am făcut o vizită și am găsit un super material care răspunde la tema, întrebarea formulată mai devreme în legătură cu termenii de comparație. Nu poți pricepe nimic pe această zonă dacă nu compari studențimea din Universitatea București cu alte universități, dacă nu compari elevii de liceu din București cu alte orașe, cu alte țări. O să dau un scris detaliile, că nu vreau să intru acum în amănunte de genul acesta. Există un soft de identificare a plagiatului pe care îl folosim foarte puțin în România. Noi lucrăm de obicei cu Turnitin. Softul se cheamă CopyLeaks. De la WikiLeaks au făcut eticheta superbă de CopyLeaks. E o firmă undeva în Statele Unite. Și mi-am adus aminte că în engleză se zice everything is difficult before it's easy. Complicat înainte de a fi ușor. Oamenii de la CopyLeaks, firma internațională, care gestionează un soft de identificare a plagiatului. Deci nu încep cu sondajul Universității București, ci încep de departe ca să ajungă aproape. Pur și simplu au luat din baza de date pe care o au 50.000 de cazuri de lucrări supuse evaluării pentru integritate din, zic, țările Olanda, Germania, Marea Britanie, Franța, în Europa. S-au dus în Canada și s-au mai dus în India. Și au făcut analize similare cu cele pe care le-am încercat la Universitatea București. Le-am început. Eu sper bine. Au făcut analize pe documentele care le-au venit pe softul de evaluare.
Și vă spuneam că încep prin a complica lucrurile înainte de a le simplifica. Acolo sunt argumente foarte clare pe care noi le bănuiam, le-am și zis în textul publicat, legate de rolul pandemiei COVID-19 în creșterea toleranței față de plagiat la nivel global. Constatarea de la CopyLeaks, vă pot trimite, da, link-ul și așa mai departe, este că ei au făcut analiză, deci nu sondaj, au făcut analiză pe documentele pe care le aveau arhivate de la elevi de high school, de liceu și de colegiu din țările menționate. Și a constatat că în condiții de pandemie a avut loc o creștere cu aproximativ 10 puncte procentuale a practicilor de plagiat în licee și în colegii în țările pe care vi le-am zis. Ierarhia nu vă mai spun, gata, am încheiat paranteza respectivă. Și acum revin la sondaj. Revin, iau iarăși o referire exactă. Sondajul pe aproximativ 4.000 de elevi de liceu din București l-am comparat cu rezultatele de sondaj din Universitatea București. Nu faci comparații, nu pricep nimic. Și am aflat șocant că toleranța la plagiat în liceele bucureștene, dacă eșantionul nostru e reprezentativ, este dublă față de toleranța la plagiat din Universitatea București. Astea sunt datele pe care le am în România, cu astea discut. Vor fi și altundeva mai bune, dar n-ajungi la ele, nu sunt publice, nu se știe. Și acum de-abia ajungem la întrebarea dumneavoastră. Cum se explică faptul? Presupun că, și nu vreau să formulez ipoteze, cum este în celelalte licee, dacă în liceele bucureștene e așa. Nu speculez. Dar gândim la fel. Rău. Atâta vreme cât ai, practic, pondere de toleranță la plagiat aproape dublă în liceele bucureștene față de Universitatea București, numai bine nu e. Cum explicăm? Iarăși, poveste lungă pe care o fac scurtă. Prin trei categorii de factori. 1. Eu am făcut chestionarul cu ipotezele, cu tot ce trebuia acolo și am analizat data. Și am aflat ceea ce știam. Dacă elevul are note mari în contextul clasei, plagiază puțin sau trece, de fapt, am trecut dincolo de plagiat. Am mers pe ideea de fraudă intelectuală, cu toate aspectele pe care le are. Plagiatul este specia fraudei intelectuale. Și, în primul rând, contează calitatea elevului. Dar calitatea elevului, evident că nu o schimb peste noapte. Tot cauți, căutăm ace în carul cu fân pentru a găsi drumuri practicabile pe care să intervenim. A doua categorie de factori. Am uitat să vă spun, ca să-mi câștig credibilitate în plus, în afară de sociologie, eu sunt și statistician și demograf și atunci îmi place să mă joc cu cifrele. Cifrele astea, dacă nu sunt bine analizate, nu spun mare lucru. Ca atare, tot ce spun și nu e ipoteză, înseamnă că are în spate fapt. A doua categorie de factori fundamentali ține de organizarea din liceu. Adică, îmi cer scuze, dar n-am de ales că m-ați întrebat factori. Vă spun ce știți. Știți că de când suntem noi oameni, de peste tot, de oricând, de oriunde, modelul contează. Dacă au un clas, i-am întrebat cum e cu profesorii pe care îi aveți, aveți profesori moderni și așa mai departe, simplu. Elevii care ne-au spus că au profesori model din punct de vedere al eticii academice,
au o foarte bună cultură a integrității. Deci profesorul contează, primul rând. Evident că nu poți umbla. Vă dau iarăși exemple, că facem o convenție, domnul Castaian, mă opriți din povestire, că mie îmi place să povestesc. Întrebări cum fără vreți, grijă. Nu mă supăr niciodată. Fără vreau grijă, profesor, povestiți. Voiam să vă mai dau un exemplu. Aparent, liceele bucureștene, elevii din liceele bucureștene sunt un întreg, nu sunt. Nici măcar, am comparat cele 6 sectoare ale Bucureștiului cu elevii de acolo. Și am aflat, surprinzător pentru mine, dar nu tocmai, că cei mai exigenți sunt cei din sectorul 1 al capitalei, cel mai bogat sector din București. De aici pun întrebările. De ce e așa? Și cu toleranța cea mai mare la practici negative în domeniu, sunt elevii din sectoarele sărace ale Bucureștiului. Se întâmplă ceva în selecția profesorilor, în organizare și așa mai departe. Acum, în fine, îmi vine în minte din seria de rezultate ceva care trimite la căi de rezolvare. Repet, de departe, avem argumente clare, limpezi, situația foarte probabilă în România din punct de vedere al integrității academice în licee e una problematică. Am văzut că există o legătură pozitivă între respingerea plagiatului și dacă în liceul respectiv există cod de integritate academică și dacă elevii l-au citit. Deci, unul dintre răspunsurile sinteză la întrebarea dumneavoastră ce e de făcut. Răspunsul meu, poate greșesc, dar v-am zis, nu-mi permit să greșesc pe chestiuni fundamentale, trebuie început simultan din toate punctele. Și cu consilierii de etică, și cu ghidul de integritate, și cu lectura lui, și mai ales cu exemple date la clasă de profesori, oricând, oricum, revin la capitolul sugestii, stimulat de către domnul profesor Papa, ne tot pune la muncă domnul profesor Papa Dima, așa, politicos, așa, dar ne pune la muncă. Stimulat de sugestiile domniei sale, am avut recent câteva contribuții, cei din grupul de față, majoritar, cred, dacă nu mă înșel, în tribuna învățământului. Da? Pe care presupun că o aveți la Casa Corpului Didactic. Dacă nu, scrieți simplu pe internet următorul titlu. Cine și de ce nu iubește ghilimelele la liceu? Dumitru Santu, așa mă numesc eu. Cine și de ce nu iubește ghilimelele la liceu? Și i-am dat drumul textului, care este un rezumat al textului de pe tribuna așa, și acolo dau câteva detalii, ca să nu vă omor cu cifre. Revenind acum la expunerea sintetică, am zis, profesor model contribuie foarte mult la reducerea fraudei intelectuale. 2. Cod de etică, lectură de cod de etică și mai e ceva foarte greu de modelat, dar foarte important. I-am întrebat pe elevii de liceu, liceu-colegiu. Crezi că în liceu sunt mulți sau puțini colegi de-ai tăi care plagiază? Percepția pe care o are elevul în legătură cu practicile pozitive sau negative e fundamentală, se leagă puternic. Deci, statistic vorbind, dacă e cineva profesor de statistică aici pe legea numerelor mari,
Contează nu numai cum e cu profesorul, cum e cu ghidul, contează cum este și cu, virgulă, colegi. Mai departe, lumea este așa cum trebuie să fie, diversă, eterogenă, în mișcare. Cea mai mare, dacă v-aș întreba acum pe toți cei cât sunteți, 91, super, mai stăm de vorbă. Să scrie simplu. Domnul Castaian, ați făcut imprudența să-mi dați cuvântul. Care credeți că este clar? Ca să nu mai faceți imprudență de genul ăsta, care credeți că este clasa de liceu? A 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, cea mai exigentă în materie de norme morale, integritate? Unde eu aș zice că a 10-a, așa intuitiv, dar... Super. Ați zis bine, adică aproape bine, a 11-a. A 10, a 10, acolo. Deci spre finalul, în a doua parte, ok. A 11-a mai mult. Deci în clasa 11-a este cea mai mare sensibilitate pentru aceste probleme. Mă uit acum în grabă să văd pe tabelul meu cu cifre. I-am întrebat explicit dacă liceul are cursuri de integritate academică, acolo unde au spus că da, sunt, au participat, intoleranța este la plagiat este mai mare. Și am mai constatat, și cu asta m-aș opri din seria de rezumate pentru constatări, am notat că există diferențieri puternice în ceea ce privește bunele practici de integritate, funcție de profilul liceului. Liceele de mate info, liceele de tehnologie și parțial cele cu profil de științe socio-umane au o pondere mai mare de elevi care iau în seamă integritatea, o cultură de integritate academică. Nu mă întrebați de ce, că nu știu. Dar știu că așa este aici. Deci e clar că, eu știu, contează și profilul liceului în această chestiune și tot în pregătirea ca să am în afară de plăcerea întâlnirii cu dumneavoastră, să am un folos. M-am apucat să reanalizez datele pentru această întâlnire. Sondajul nostru realizat prin Biroul de Statistică al Universității București, bine gestionat de colegii și foștii mei studenți de acolo, ne-a dat și informații în legătură cu ziua în care au completat chestionarul. Chestionarele despre care vorbesc, aproximativ 4.000 pe licee bucureștene, au fost completate între noiembrie-decembrie 2020 și ianuarie 2000, o secundă. Da, și ianuarie-februarie 2021. Am procedat cum am văzut în literatura internațională de specialitate, am comparat răspunsuri date în prima perioadă, începuse valul COVID-ului în România, dar așteptarea era, și mă apropii de sfârșit, nu disperați, încă m-am mai suportat câteva secunde, am vrut să văd care este impactul apariției COVID-ului, accentuării problemelor legate de învățământ online, nu pe glob, în România. În România e ca pe glob. În ianuarie 2021, toleranța la plagiat
la respondenții noștri a fost mai mare decât în decembrie 2020. Cu alte cuvinte, vă spun ceea ce știați. În momentul în care a apărut valul COVID-ului, bună parte din elevi au zis acum se poate plagia mai în liniște, că avem alte probleme decât asta. Da? Sigur că analizele rămân de făcut. Eu m-aș opri aici. Nu înainte de a reveni puțin la concluzii, am zis, contează notele elevului, nu prea avem ce face, elevul este cum este. Contează mediul intern al liceului, cum este făcută organizarea, cursuri de etică, exemple, modele și așa mai departe. Și mai contează ceva care este foarte greu de controlat. Contează opinia publică și comportamentele instituționale de la Ministerul Educației până la inspectoratele școlare. Simplu, e foarte greu de luptat cu practicile negative în domeniu, atâta vreme, și acum opresc, încerc să vorbesc sociologic de adevăratele, atâta vreme cât ai foști și actual prim-miniștri cu probleme de plagiat, este greu să le spui elevilor, voi nu. Mulțumesc mult de tot pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Orice întrebări, orice comentarii sunt binevenite. Mulțumim mult, domnule profesor. Vă încurajez la rândul meu să adresați întrebări, fie pe canalul de Facebook, fie aici, în fereastra de Zoom, fie prin ViewGrai. Doru, pot să adaug o scurtă intervenție la ce a spus domnul Sandu, că și așa m-a denigrat că le-aș... Puneți la muncă, domnule profesor, asta e ideea, da. Bun. Deci, în ce privește problema accentuării acestor disponibilități pentru frauda academică în timpul pandemiei, noi am avut în interiorul universității acea situație extrem de neplăcută cu studenții de la drept care au reușit să organizeze un grup paralel de WhatsApp în care își trimiteau rezultatele examenului care se putea desfășura numai online și care s-a soldat cu 43 de studenți exmatriculați. Deci a fost o chestie foarte, foarte dură și un eveniment șocant și neplăcut pentru toată universitatea. Dar astea sunt condiționări oarecum explicabile și oarecum în sensul următor, întrebai la început ce face tinerii ca să adopte o astfel de atitudine. Eu nu cred că întrebarea e oarecum cum să spun, nu duce la miezul problemei. Pentru că miezul problemei este ăsta. Evident că frauda intelectuală aduce un succes mai ușor, aduce o economie de timp, de efort, de toate lucrurile astea. Deci este, ca să zic așa, biologic e formula ideală de subzistență. Problema este mai degrabă ce face anumiți oameni, anumiți tineri să fie corecți. Eu cred că asta este miezul problemei și aici trebuie să ne gândim foarte tare. Aici spunea domnul Sandu, sunt anumite lucruri care pe unii pun pe gânduri și fac să devină corect, să știe că există un cod de etică, să știe ce conțin, să vadă că profesorul pe care îl admiră are un comportament de tipul ăsta și așa mai departe. Da, mulțumesc că am intrat pe terenul filozofilor, mă retrag, la revedere! Mulțumesc și eu, Liviu. L-am ascultat pe domnul profesor Sandu, cel puțin eu, cu foarte mult interes. Sunt lucruri cât se poate de concrete și cumva paleta opțiunilor devine clară cumva, devine limpede cumva, pentru că ne devine oarecum limpede ce putem face și ce nu putem face pentru a
schimba cumva apele în direcția asta. Eu mărturisesc că aflu oarecum cu surprindere, uimire aproape, că există în România licee care au coduri de etică pe care le prelucrează elevilor, pe care le discută cu elevii. Mărturisesc că nu am auzit foarte des lucrurile astea și dacă ele există, nu pot decât să mă bucur. Pe de altă parte, mi-a atras iarăși foarte mult atenția ideea că într-o foarte mare măsură contează modelele, contează ca profesorii pe care îi ai în față să fie ei înșiși sau ele însele niște exemplare, cum să spun, care întrupează cumva anumite principii și anumite valori. Sigur că asta poate merge mână în mână și cu un anumit discernământ, pentru că să vezi până la urmă structura și comportamentul etic la profesori nu e chiar o chestie simplă și necesită o anumită privire critică a elevului. Deci cumva lucrurile merg mână în mână. Însă, și cu asta, cu întrebarea aceasta, merg și eu către colțul filozofic al ecranului, fie Emanuel Socaciu, fie Emilian Mihailov, care doriți să răspundeți. Întrebarea mea ar fi cumva în felul următor. Am discutat până acum aproape exclusiv despre plagiat și despre tendința de a copia și de a fura intelectual în anumite circumstanțe. Îmi amintesc și eu niște studii care mi s-au părut foarte interesante la vremea lor, care arătau că, în principiu, aproape orice elev sau student, în anumite condiții, ar fi dispus să fraudeze, dacă, de exemplu, anumite condiții sunt îndeplinite, de pildă, dacă nu-și afectează imaginea de sine, da? Într-un mod radical. Iar pandemia, mă gândesc că a oferit cumva alibiu ăsta foarte multora. Da, e o situație excepțională, ne putem permite să mai furăm câte ceva pe aici pe acolo. Însă, întrebarea mea pentru filozofii din seara aceasta este dacă putem până la urmă reduce comportamentul etic în școală doar la chestiunea plagiatului sau vorbim de fapt de un gamă mai largă de atitudini și aptitudini pe care să le așteptăm în organizații. De fapt, ca să fiu mai puțin metafizic și mai puțin abscons, cum ar trebui să arate o școală morală, o școală, cum să spun, care are carne morală pe ea, să spun așa? Ne cereți foarte mult. Ne cereți foarte mult. Cred că dacă am avea răspunsul definitiv la întrebarea asta, ar fi niște oameni mult mai fericiți și poate și mai bogați. Aș putea să, nu știu, să preiau eu foarte scurt mingea și apoi să-i o pasez lui Emilian. Aș face două comentarii mai generale. Primul este că, într-adevăr, cred că intenția Ministerului atunci când a introdus acest curs obligatoriu de etică și integritate academică era consonantă cu anumită percepție publică din România, care cred că este foarte greșită. Și anume, când spui etica academică la noi, toată lumea se gândește la plagiat. Pentru că au fost toate aceste exemple de notorietate, toate aceste scandaluri care au afectat și afectează în continuare și universitățile, dar și societatea. Plagiatul e o temă extrem de acută. Dar e una dintre multele teme ale eticii academice. Ar fi o greșeală foarte mare să reducem discuția despre etică și integritate academică la discuția despre plagiat. Pentru că sunt foarte multe lucruri diferite, teme absolut fascinante, de etica științei care pot să intre la, sau etica cercetării științifice care pot să intre sub cupola eticii academice, legate de, nu știu,
cum sunt tratați participanții umani sau animalele într-un proiect de cercetare, care sunt granițele morale în aceste situații. Putem vorbi despre probleme etice care țin de discriminare, arbitrariu, favoritism, nepotism și așa mai departe într-o instituție academică, etc., etc. Noi la Centrul de Etică Aplicată am scris într-o echipă din care am făcut parte și eu și Emilian, am scris un prim curs, un manual de etică și integritate academică, îl găsiți la același link pe care l-am postat mai sus, în care încercăm acest lucru, încercăm să extindem discuția de etică academică și către aceste tipuri de probleme, de zone de reflecție care nu sunt legate neapărat de plagiat. Și plagiatul, dați-mi voie mai în glumă, mai în serios să spun că plagiatul este, din punct de vedere strict etic, este una din cele mai puțin interesante teme de etică academică. De ce vreau să spun cu asta? Nu avem o dilemă morală despre plagiat. Nu avem o discuție. Nu există două tabere, unii care spun plagiatul e bun și alții care spun plagiatul e rău. Dar nu avem o literatură într-o dezbatere despre plagiat. Dar avem dezbateri în etică foarte intense astăzi, nu știu, despre editarea genetică a embrionilor, despre folosirea tehnologiei, despre probleme de bioetică. Nu avem nicio dispută majoră legată de plagiat. E, din punct de vedere, ca dilemă etică, plagiatul nu este o problemă. Ca dilemă instituțională, însă, ce facem ca să-l oprim, e o problemă uriașă. Și acum, al doilea comentariu mai general, ar fi următorul. Sigur că interesul din spatele și al acestui proiect și al deciziei Ministerului e unul practic, în esență. Dar ne dorim o schimbare a, spunea profesorul Sandu, a ideologiilor legate de integritatea academică, a ideologiilor pro-plagiat sau pro. Ne dorim, cu alte cuvinte, ca mai mulți dintre elevii și studenții noștri, mai mulți dintre profesorii noștri să adere într-o manieră cât mai autentică la standardele de integritate academică. Ne dorim o schimbare a rutinei. Dacă asta ne dorim, un curs nu e cel mai bun instrument. Oricum nu singur. Nu schimbi dintr-un curs de 14 ore, nu schimbi ideologii. Într-un curs de 14 ore nu schimbi comportamente. Nu ne putem aștepta să avem o scădere masivă a incidenței plagiatului după un curs de 14 ore absolvit de studenți. Dar, pe de altă parte, spunând că nu trebuie să supravicităm eficiența acestor cursuri, mă grăbesc să adaug că nu e bine nici să o subevaluăm. Pentru că influențe indirecte ele pot să aibă. Și acum n-o să mai fac filozofie în continuare, nici până acum sper că n-a fost un discurs foarte, foarte abstract filozofic, dar aș dori, cu permisiunea noastră, să vă povestesc, să vă relatez câteva experiențe personale terând acest curs. L-am predat la 6 facultăți diferite din universitate, în formula pe care a prezentat-o profesorul Papadim, împreună cu colegi din acele facultăți, și la toate nivelurile de studii, licență, masterat, doctorat. Experiențele au fost fantastic de bune. Există o anumită sete a studenților pentru discuție. Chiar dacă nu există neapărat un acord, uite, e foarte important, cred, să folosim
instrumente ca sondajul realizat de profesorul Sandu și de echipa domniei sale. Pentru că ne dau o imagine extrem de utilă. Un lucru care a apărut în sondajul la studenți, de exemplu, este următorul, care pentru mine atunci a fost șocant. Faptul că o foarte mare parte dintre studenți, mai mică la masterat și mai mică la doctorat, dar în termeni absoluți, la toate cele trei niveluri de studii, destul de mare, deci o parte semnificativă a studenților nu vedea fabricarea datelor în cercetarea experimentală ca fiind o problemă etică. Procentajul, dacă mai aduc bine aminte, era undeva la 30% dintre studenții de la licență, nu vedea o problemă etică în fabricarea, falsificarea datelor de cercetare. Ceea ce, iarăși, pentru mine a fost șocant, fiindcă nu m-aș fi gândit că cineva poate să nu vadă o problemă, că un cercetător, în loc să colecteze corect datele, le inventează, le scoate din jobel. Aparent, repet, o mare parte dintre studenți nu vedeau o problemă cu asta. Și atunci am încercat să, cel puțin la cursurile de la masterat și doctorat, că sunt la facultăți care lucrează cu date sau nu sunt la facultăți care lucrează cu date, eu la toate cursurile fac o săptămână despre fabricarea datelor. Pentru că mi se pare important să discutăm problema. Dacă există această percepție, nu o vom schimba discutând problema, dar e un prim pas. Discuția clară și deschisă și... O să mai dau un exemplu despre cum discuția deschisă poate să aibă un mic impact. Condițiile de pandemie, da, primele cursuri, nu știu cum a fost la preuniversitar, dar noi în universitar am avut această problemă cu deschiderea camerelor video, conexiunii video de către studenți. Multe dezbateri, au fost propuneri rezonabile, cred să există o obligativitate, studenții și o parte dintre colegi s-au opus. Personal, prefer pe cât posibil formulele care nu fac apel la coerciție. Dacă putem fără coerciție, mai bine fără coerciție. Uneori s-ar putea să nu putem. Dar ce voiam să vă spun e că în condiții de pandemie, iarăși la curs, ce făceam era că primul seminar era o discuție liberă pe dilema morală formulată așa. Ar fi acceptabilă moral obligativitatea deschiderii camerelor? Studenții puteau să participe la discuție cu camerele închise. Și discutăm argumentele. Hai să facem lista tuturor argumentelor pro pe care le putem găsi. Hai să facem lista tuturor argumentelor contra pe care le putem găsi. Apoi hai să ne certăm un pic între noi. Hai să încercăm să le evaluăm. Trăgeam sau nu niște concluzii la sfârșit. În săptămânile următoare, nu vreau să spun că succesul era copleșitor, că tot anul își deschidea camerele din săptămâna a doua. Dar numărul camerelor deschise la curs în săptămâna a doua era mai mare decât în prima săptămână. Fără să trebuiască să le predicăm, să le predic de la catedra virtuală că trebuie să-și deschidă camerele. Simpla discuție. Dacă este deschisă, dacă este sinceră, dacă studenții și elevii simt că există niște urechi care îi ascultă, cred că este foarte util. Și iarăși, ultima întâmplare, iarăși o evidență anecdotică, dar m-a pus serios pe gânduri, mi se pare într-un fel dramatic, așa, decupaj dintr-un tablou mai general. Tot la cursul de etică academică obișnuiam să folosesc un mic truc pedagogic discutând despre felul în care un sistem educațional în care frauda academică este considerată o rută validă pentru succes,
încurajează lipsa de etică. Și mă gândeam că am un trup pedagogic excelent în mână, că întrebam pe studenți, vă rog să ridice mâna din sală, cine, sigur nu discutăm de facultate, că sunteți toți aici, eu sunt profesor, dar cine dintre voi în liceu nu a copiat măcar o dată la o teză sau nu a șoptit măcar o dată un micot? Să ridice mâna cine nu a făcut niciodată astfel de lucru. Dintr-un anfiteatru de 100 de oameni, noi lucrăm cu serii mari la cursurile acestea, dintr-un anfiteatru cu aproape 100 de oameni, ridicau mâna câți credeți? 2, 3, 4 studenți care mărturiseau despre sine că nu au participat la astfel de fraude intelectuale. Ceea ce sigur mie îmi dădea ocazia să continui discuția și să preiau de acolo, adică obiectivul pedagogic părea atins. Am încetat să fac acest lucru când, după următoarea întâmplare, la un curs, n-o să spun la ce facultate, la un curs am pus exact aceeași întrebare, am avut exact aceleași tipuri de răspunsuri, mi-am făcut numărul în continuare la curs. După curs a venit o studentă la mine și a zis, domn profesor, pot să vă spun ceva? Putem să discutăm 2 minute? Și a zis, da, sigur. Și mi-a zis așa, domnule profesor, știți, nici eu nu am copiat niciodată în liceu, dar mi-a fost rușine să recunosc. Ceea ce mi s-a părut devastator. Adică dacă trăim într-o societate în care unui copil îi se pare rușinos să recunoască faptul că e cinstit, da, trageți dumneavoastră concluzii. Mulțumesc. Da, pot confirma singurătatea elevului principial, ca să zic așa, în sistemul românesc. Ascultându-vă, domnule profesor, și medităm puțin la instrumentele pe care le propuneți, dezbaterea, de exemplu, care între noi, fie vorba, este una dintre metodele, cum să spun, de aur în pedagogie, dezbaterea polemică, care are o eficiență mult mai mare decât, mă rog, alte metode mai mult folosite. Dezbaterea, problematizarea, discutarea dilemelor morale și, la urma urmei, filozofia, de ce nu? Toate acestea, cel puțin asta este impresia mea, că în anii mari de liceu, cel puțin în clasele 11-a, 12-a, de foarte multe ori, sunt văzute așa, ca niște mofturi și ca niște obstacole în cursa elevului spre bacalaureat, spre obținerea admiterii și așa mai departe. Așa că merg către Emilian Mihailov și te rog, Emilian, să ne zici până la urmă la ce ajută filozofii, cum îi putem folosi în sistemul școlar, universitar sau preuniversitar. Mulțumesc, Doru. Eu mă bucur foarte mult că punctăm diversitatea problemelor. Mi-a plăcut foarte mult cum a subliniat domnul profesor Sandu acel rezultat despre o posibilă relație dintre sărăcie și calitatea integrității în sistemul educațional versus acele zone cu resurse și calitatea. Vedeți, cuvântul integritate înseamnă bine clădit. Când spui că ai un caracter integru, spui că ai un caracter bine clădit, bine făcut, consolidat, trainic, care nu se deteriorează la prima bătaie de vânt. Prin analogie ne gândim la sistemul educațional integru, tot așa, calitatea învățământului este trainică, este bine susținută. Noi dacă venim și spunem că printr-un cod o să facem o primăvară a integrității, vorbim prostii. Sunt foarte mulți factori care contribuie la integritatea școlii românești.
de la problema sărăciei până la stabilitatea instituțională. Ce putem face noi cu filosofia, ce putem face noi cu discuția critică? Mi-a plăcut foarte mult întrebarea la care a răspuns Emi Socaciu, anume ce probleme de etică sunt. Vezi, și în proiectul coordonat de domnul profesor Liviu Papadima, primul pas pe care îl putem face este unul socratic. Este unul de a pune întrebări, de a afla. Noi venim cu tot felul de preconcepții. Ne-am dus în relația cu liceele și sistemul educațional preuniversitar de la premisa, am plecat de la premisa că vrem să ascultăm, vrem să punem întrebări. Ce probleme există acolo? Vedeți, una este problema noastră a falsificării datelor, a plagiatului. Noi suntem foarte sensibili în sistemul universitar la astfel de probleme. Dar am descoperit în preuniversitar că există și alte probleme decât problema copiatului. Va trebui să întrebăm în continuare, să chestionăm, să ascultăm, să lăsăm urechea celor din preuniversitar, să ne spună profesorii experiența lor. Și vă dau doar un exemplu. Relația profesorilor cu părinții. O problemă foarte sensibilă. O problemă foarte complicată. Profesorii uneori se simt îngrădiți, simt că sunt presați. Pe de altă parte, părinții au interese legitime legate de educația copilului. Pe partea cealaltă, profesorii simt nevoia că au nevoie de o independență, de o autonomie, de un spațiu în care își pot exercita talentul pedagogic, fără să le fie frică de anumite reacții din partea părinților și așa mai departe. Acest consilier de etică și integritate în licee, în școli gimnaziale, va trebui să-și pună aceste probleme, cum mediem în școala românească aceste relații foarte complicate. Cum reușim să dăm acea independență de care ar trebui să se bucure profesorii, fără să își deterioreze calitatea, încă o dată, calitatea actului de educație, și cum îi asigurăm pe părinți că avem o calitate a profesorilor, că avem cele mai bune intenții, că ne propunem cel puțin să minimizăm riscurile. Când spunem de... Aici se vede valoarea filosofiei, pentru că filosoful tot timpul chestionează, dar ce înțelegem prin anumite concepte? Și când spunem că vrem o școală morală, punem întrebarea ce înțelegem prin moral în expresia școală morală. În orice caz, nu ne dorim o instituție de tip biserică, nu vrem să scoatem sfinți morali. Dar ce ne propunem este să cultivăm o cultură a respectului în școala românească. Sentimentul respectului este foarte important pentru asigurarea calității educației. Dacă simți că nu ești respectat, dacă simți că vocea ta nu contează în școală, dacă simți că talentul tău nu contează în școală, la fel, dacă elevul simte că nu este respectat, dacă directorul școlii simte că nu este respectat de inspectorat sau de celelalte instituții care, să zicem, supervizează activitatea lui. Peste tot există această cerință de a fi respectat, de a ți se recunoaște statutul și abilitățile. Ori, pentru mine cel puțin, o școală morală este cea în care se cultivă respectarea părinților, respectarea elevilor, respectarea profesorilor și respectarea celor care sunt manageri ai acestor instituții. Sigur, a răspunde la această problemă nu e deloc ușor, este foarte complicat, dar ea începe
cu a ne apleca urechea să aflăm care sunt experiențele profesorilor, care sunt experiențele elevilor, adică de a începe cu discutarea, să ne simțim bine în a discuta despre problemele de etică din școală. Noi acum suntem la stadiul alcoolicului, cel care nu recunoaște că are probleme și nu vrea să vorbească despre el. Primul pas în rezolvarea oricărei probleme este să ne simțim destul de confortabil în a vorbi despre ele, în a nu ne fi frică să menționăm anumite probleme și tot așa. Mulțumesc mult, Emilian. Sigur, ne spui cumva niște lucruri pe care cumva le știm, deși tu le pui într-o cu tot o altă lumină. Și în timp ce vorbeai, mă gândeam cum am putea să începem să creștem acest respect, pentru că mie mi se pare că respectul față de persoane vine până la urmă și de la un fond comun de respect față de, hai să spunem, niște lucruri asupra cărora trebuie să convenim că sunt respectabile. E unul din lucrurile pe care le reclamă profesorii în ultimele decenii. Faptul că în absența unui respect pentru educație ca proces social și ca, până la urmă, formă de împlinire a omului, e foarte greu să pretinzi, până la urmă, respect între actorii sistemului, ca să spunem așa. Pe de altă parte, nu mă feresc să o spun, am văzut uneori lipsa de respect față de educație în toate taberele, inclusiv între profesori uneori, și atunci e foarte greu să te gândești concret de unde ai putea începe. Ce faci cu elevul sau cu elevii care au completamente alte valori decât cele pe care tu încerci să le promovezi? Ce faci cu părinții cu care nu poți ajunge la un numitor comun cu privire la scopurile comune și așa mai departe? Dar mă gândesc așa la o soluție habermasiană, ca să încep și eu cu filozofeza. Până la urmă, cred că trebuie să comunicăm cumva, trebuie să începem să vorbim și de ce nu să punem pisicile pe masă, ca să spun așa, să punem problemele pe masă și să le formulăm cu subiect și predicat, pentru că impresia mea este că există și un soi de escapism așa la nivelul sistemului și că cumva preluăm și noi adesea soluția cea mai facilă, de a ne preface că nu există niște probleme foarte mari sau că dacă ele există, ele nu au soluții în timpul vieților noastre, prin urmare n-ar trebui abordate. Dor, eu sunt de acord fix, ăsta este și mesajul meu. Primul semn al respectului, când arăți cuiva că îl respecti, e să-i arăți că el are o voce. Dacă i-ai închis vocea cuiva, ăsta e primul semn al lipsei respectului. Ce mi se pare mie, pe lângă acest aspect, mai trebuie să conștientizăm că există un efect foarte pervers al lipsei discuției. Cel mai mare pericol al lipsei discuției este cinismul într-o organizație, este indiferența. Faptul că noi nu vorbim despre aceste lucruri creează impresia că orice am face va rămâne la fel instituția respectivă. Și asta duce la indiferență și indiferența duce la cinism. Deci noi suntem condamnați să discutăm deschis aceste probleme pentru că alternativa este cinismul. Sigur, mă întreb, spunea la un moment dat domnul profesor Sandu și eventual poate ar dori să reia ideea sau altcineva dintre noastră. Vorbea despre această, hai să spunem, transmitere de sus în jos a energiei morale, ca să spunem așa. E sigur ce se întâmplă la nivelul școlii, efectiv,
contează. Și sunt foarte multe cercetări care arată că în principiu poți face ceva minuni în școala ta dacă chiar îți dorești. Însă cât de mult ar conta ca figurile cheie, până la urmă, ale autorității în sistem, pornind de la ministru și ajungând până la, știu eu, directorul de școală sau mai știu eu, șeful de comisie metodică sau mai știu eu ce, cât de mult ar conta ca acești oameni să fie în principiu inatacabili, consistenți din punct de vedere moral și nu al minteri. Domnul profesor Sand. Da. Risc și a doua oară să vă dau cuvânt. Mulțumesc mult. Răspunsul este implicat, evident, în formularea dumneavoastră. Contează foarte mult nu cum este ministru, inspectorul șef, directorul și așa mai departe. Contează percepția în legătură cu. La noi, în sociologie, există o vorbă, nu pe românește, ci o zic întâi în engleză. If men define situations as real, they are real by their consequences. Dacă cineva definește o situație ca reală, devine reală prin consecințele ei. Evident că sunt lucruri pe care nu le putem schimba de pe o zi pe alta, dar mă duc direct la ideea ce pot schimba mai ușor în această ecuație. Simplu, răspund printr-un exemplu. Eu am făcut facultate, prima parte a cercetării în anii 70, de mult, de mult, acum secole multe înainte, când nu exista un cod de etică. Nu exista cod de etică, învățământ și mai departe, dar nu ne-a trecut niciodată prin minte că am putea lucra altfel decât așa cum i-am văzut pe profesorii noștri, buni. Că am avut șansa unor profesori foarte buni, unii dintre ei veneau din Interbelly, profesorul Henri Stahl, spre exemplu. Da? Las exemplul la o parte și învață fiecare ce e de învățat de aici și spun următorul lucru. Cred că la nivelul gimnaziului, am discutat între timp cu, mulțumesc mult de tot, doamna Irimie, pentru comentarii, observații. Nu putem schimba tot ce am vrea să schimbăm. În schimb, putem deveni mai transparenți, putem face mai clare exemplele pozitive, pentru că eu sunt convins, știți mai bine decât mine, că sunt profesori foarte buni. În licee, în gimnazii, cazurile astea trebuie puse în evidență, scoase în evidență și eu n-am predat la liceu, s-a întâmplat să predau la facultate, dar, cum să zic, nu ne oprește nimeni, indiferent unde ne aflăm, în a da exemple de bune practici în modul de redactare unor materiale, simplu. Deci lucrurile încep de aici, de la bază, de la noi. Așa cred eu. Mulțumesc. Aș mai vrea să adaug o chestiune apropo de cum vedem lucrurile astea. Noi am făcut anul trecut, printre altele, și o analiză, se cheamă un cod cadru de etică pentru învățământul preuniversitar. Există așa ceva. După care au fost emulate codurile particulare ale diverselor instituții școlare. Și pentru mine un lucru absolut frapant a fost următor. Deci titlul este Cod cadru de etică și integritate pentru învățământul preuniversitar. Este un cod strict pentru profesori, care spun ce trebuie să facă profesorul în relație cu alți colegi, în relație cu elevii, în relație cu subordonații, dacă ajunge pe o funcție de conducere și așa mai departe. Lipsesc total din acest cod problemele relației școlii cu părinții. Nu există nicio referire. Lipsesc problemele relațiilor între elevi,
în acest cod. Și ce mi s-a spus, pentru că eu mi-am exprimat nedumerirea, doamne, nu trebuie să fie un cod care să reglementeze cum funcționează o școală din punct de vedere etic. A, nu, nu mi s-a spus. Nu, nu, nu. Elevii au reglementările lor. Părinții au, dacă au reglementările lor și așa mai departe. Deci, există o gândire, nici nu știu cum naiba să-i zic în chestiunile astea, care, din punctul meu de vedere, eludează esența problemei. Esența problemei este cum putem face instituțiile din România să funcționeze bine și sub aspect moral. Da? Cu toți actorii care interacționează într-o instituție. Cu școală nu este numai pentru profesori, nu este numai pentru elevi, nu este numai pentru părinți, este pentru toți și pentru interacțiunea dintre ei. Acolo încep problemele. Și din discuțiile pe care le-am avut în timpul școlilor de vară cu profesorii, tocmai feedback-ul cel mai consistent venea din partea asta. Pare că trăim într-o lume în care diverse categorii de persoane se luptă între ele pentru supremație. E lupta profesorilor cu părinții, lupta părinților cu elevii, cu copiilor, lupta copiilor cu școala și așa mai departe. De asta eu am apreciat imens contribuția pe care au adus-o colegii de la filozofie în ideea că soluția cea mai bună, cea mai eficientă este de a promova această cultură a dialogului, de a construi culturi organizaționale solide, cum spunea Emilian. Între altele, vreau să fac o mărturisire, domnul Sandoiu știe cum stau lucrurile. În universitatea noastră, din sondajul pe care l-am făcut, ne-am tot codit dacă să facem publice sau nu o serie de informații, da? Pe care am zis în cele din urmă să le uităm. Adică să nu le uităm, dar să nu le scoatem pe masă, pentru că erau, da. Era vorba despre ce ne spunea acest sondaj, despre culturile organizaționale diferite ale diverselor facultăți din componența Universității din București și consecințele pe care acestea le au asupra eticii și integrității în facultățile respective. Acum, eu îmi permit să adaug și nu știu în ce măsură lucrul ăsta e valabil și pentru școli, dar pentru universități eu pot să spun, după o experiență de management de mulți ani, că în România nu există universități, există cel mult confederații de facultăți. Dar universități care, și culmea ironiei este că legal și cultural, universitățile din România sunt construite pe conceptul comunității academice. Ori asta, în bună măsură, este o ficțiune. O ficțiune totală. Cei de la fizică n-au nimic în comun cu cei de la teologie, cei de la jurnalism n-au nimic în comun cu cei de la filozofie și așa mai departe. Bun, exagerez un pic, dar dimensiunea asta a înțelegerii reciproce și a posibilității de interacțiune cu ceilalți în interiorul, atenție, unei instituții care e definită juridic ca fiind universitate, este extrem, extrem de precar. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, Liviu. Avem o întrebare din public de la Vali Frim, ajutorul nostru cu proiectele Casei Corpului Didactic, și o să-l las pe Vali să întrebe el însuși ce vrea să întrebe. Vali, te rog. Mulțumesc mult, Doru. O să vă rog să mă lăsați să introduc puțin întrebarea. Întrebarea e legată tocmai de
competențe și de sistemul educațional bazat pe competențe, cum a devenit și sistemul nostru educațional. Un lucru extraordinar la asemenea sisteme e tocmai caracterul multifacetat al competenței și faptul că o competență, spre deosebire de un conținut, un obiectiv bazat pe conținut, include atitudini. Și întrebarea mea ar fi, în cazul în care atitudinile pozitive față de etica academică, valorile care sunt legate de etica academică, ar fi incluse în însăși formularea competențelor din programele de studiu. Ce impact ar avea lucrul ăsta asupra modului în care profesorii și elevii de liceu receptează ideea de etică academică? Vali, ai o preferință în privința a... Nu, uite, nu, nu. Văd că Liviu Papadim a ridicat o mânuță, așa că o să-i dau cuvântul. Da, bun, eu am ridicat mâna pentru că Vali a pus întrebarea în termeni oarecum, cum să spun, de expertiză curriculară, ca să zic așa, competențe, atitudini și așa mai departe. Și întâmplător sunt mai în temă decât colegii mei cu chestiunile astea, dat fiindcă m-am ocupat la un moment dat de programa de limbă și literatură română pentru liceu. Ori, marea problemă este că, din punctul meu de vedere, la noi competențele și atitudine nu au reușit să se articuleze de niciun fel. În programa pe care am gândit-o acum și am investit sute de ore de discuții cu o sumedenie de colegi pentru română, tot ce s-a în cele din urmă, tot ce s-a concesia făcută punctului nostru de vedere, care era foarte tranșant în această chestiune, și anume nu poți preda literatura ignorând partea de valori și atitudini. Pentru mine e un nonsens. Ni se răspundea totdeauna, da, dar nu, că astea nu se pot introduce în programă, pentru că nu se pot evalua obiectiv și așa mai departe. Ăsta a fost sistemul curricular bazat pe competențe. Ori, da, programa de română are la început o listă de niște atitudini care sunt recomandabile, dar nu sunt susținute până nimic din corpul programei. Deci un profesor poate să le ignore cu nonșalanță, nu să facă la bacalaureat, nu să... Da? E una din marile probleme, într-adevăr, pentru că și așa, dacă vreți, la un nivel mai adânc, nu știu dacă e filozofic sau așa, eu mă îndoiesc tot mai mult de oportunitatea unui model bazat pe competențe în spațiul românesc actual. Competențele înseamnă, cel puțin pentru noi, strig niște criterii de eficiență. Foarte bune pentru învățământul chinezesc. Dar învățământul chinezesc își propune să crească productivitatea socială a corpului de elevi și studenți pe care îi formează. Asta e. Și altceva ignoră cu desăvârșire. Ignoră faptul că noi mai trebuie să fim și oameni, din când în când. Da? Și are succese fabuloase, după cum știm, în a ridica productivitatea socială. Da? Pentru că fiecare învață cum să face ceva cu ajutorul ceva în vederea ceva. Asta e definiția competenței. Dar de ce e bine să fac acel ceva cu ceva în vederea ceva? Nu preocupă pe nimeni. Și cred că suntem într-o situație vag similară, adică, mă rog, ceea ce a apărut la un moment dat o revoluție benefică în intrarea asta pe sistemul de competențe, că speram că ne scoate din nebunia învățatului pe din afară,
După aia s-a transformat într-un soi de element procuștian al unor bacalaureate care se dau cum se dau și restul știi și dumneavoastră mai bine. Da. Asta e, da. Iar problemele etice, într-adevăr, țin de spectrul de valori pe care le acceptăm sau nu le acceptăm, le cultivăm sau nu le cultivăm. Și asta e o chestiune de cum să spun, de vitalitate a sistemului. Asta trebuie să se întâmple în permanență. E o altă confuzie absolut oribilă la noi între etic și juridic. Etica este prin definiție un spațiu al deliberării, nu poate fi altfel. Nu poate fi sugrumată cu niște tătători de lege. Da? Și îmi aduc aminte când am fost cu colegul Marian Popescu în Parlament, unde am fost invitat la discuția despre legea cercetării științifice. Aia întârziase un pic față de legea învățământului aia din 2011. Și domnii deputați de acolo aveau niște preocupări teribile în a defini două lucruri. Unu, sancțiuni și doi, termene de prescriere. Și am izbuit în râs. Adică, fraților, cum să dați un termen de prescriere pentru un plagiat? Dacă eu aflu acum că Homer nu a scris Iliada și că a furat-o de la, mai știu eu cine, așa, ăla e un plagiat, s-a terminat, asta e. Da. Domn profesor Socaciu, mai vreți să interveniți? Ați ridicat mâna la un moment dat. Ridicase mâna, dar am lăsat-o jos pentru că în a doua parte a intervenției profesorul Papadim a punctat cam ce voiam să zic și eu. Deci, am înțeles. Să economisim timpul pentru întrebări. Am înțeles. Am să preau o întrebare de la doamna profesoară universitară, Daniela Șarpe, care întreabă așa, pe lângă puterea exemplului personal, cât de mult ar conta coerciția în tot acest context al asigurării comportamentului etic în școală și facultate? Adică putem identifica instrumente specifice care să asigure și chiar să impună regula, norma în materie de comportament integru? Eu aș traduce un pic în românește cam cât trebuie să fie vorbă bună și cam cât trebuie să fie coerciție, ca să-i spunem așa. Domnul Sandu, vă rog. Coerciție nu mă pricep la coerciție. Presiune socială, da. Exemplu. Tezele de doctorat. E o luptă greu de câștigat în a convinge decidenții să facă publice tezele de doctorat după un an, doi, cât or fi, dar să le facă publice, pentru că în momentul în care le ai publice, poți să vezi ce au scris oamenii, dar ideea că cineva mi s-a răspuns la această sugestie, că sunt teze geniale pe care, de doctorat, pe care dacă le publici, află dușmanul, adversarul și cum mai departe. Dom'le, astea sunt copilării. Da? Deci, cred că pot fi găsite soluții, nu atât pe linia coerciției, cât pe linia presiunii sociale, prin transparență, simplu. Asta e un domeniu în care avem nevoie de transparență cât cuprind. Sau așa văd eu lucrul. Da. Liviu, te rog. Da, un mic adaos în spiritul adevărului. Lucrul ăsta a început să se întâmple, cred, de acum 3 ani. Există un site al Ministerului pe care se publică toate tezele de doctorat. Dar tot în spiritul adevărului au fost presiuni timp de 20 de ani, presiuni enorme pentru a se întâmpla acest lucru. Asta este România. Domnul profesor Socaciu? Mă rog. Da, aș adăuga foarte scurt aici ceva care mi se pare important, mai ales că cred că eu am fost cel care inițial am zis că prefer soluțiile care nu apelează la coerciție.
acolo unde se poate. În Norvegia însă nu știu dacă se poate. Și eu am o pasiune pentru economie. Îmi place economia ca știință socială și îmi place să citesc. Să citesc multă economie. În teoriile economice ale pedepsei, de exemplu, spun ceva foarte rațional, că efectul de descurajare e obținut nu doar când magnitudinea pedepsei e mare. O pedepsă mare, dar cu probabilitate foarte mică de a fi aplicată, nu descurajează. O pedepsă mică, mai mică, dar aplicarea ei este certă, descurajează mai mult. Adică, sigur că în fața valului și poate inclusiv din disperare, și noi la nivel universitar am ajuns să năsprim foarte mult pedepsă. Dădea domnul profesor Papadima mai devreme exemplul cu studenții exmatriculați pentru copiatul la examen. Poate mai important decât înăsprirea pedepsei este creșterea certitudinii că pedepse vor fi aplicate. Dacă eu ca student știu că atunci când copiez, șansa de a fi prins este de 0,1%. Pentru că mă uit la colegii mei din anii trecuți, am văzut câți au copiat și că nu au fost prinși. Și mă uit că cei care au fost prinși n-au pățit nimic, deși pedeapsa din regulament era exmatricularea, ce efect de descurajare va fi pentru mine în a copia? Nu va fi niciun efect de descurajare. Și atunci șansa să nu copiez este ceea ce se spunea mai devreme, caracterul moral al individului. Putem paria pe caracterul moral la nivel macro, la nivel statistic? Probabil că nu. Deci eu aș pleda pentru un rol al coerciției, dar aș pleda nu atât pentru pedepse mari, aș pleda pentru aplicarea consistentă a unor pedepse mai mici. Pentru certitudinea faptului că, sau pentru creșterea probabilității ca ceva să se întâmple în cazul în care cineva se dezvăluie ca fraudă. Ceva, nu neapărat ceva catastrofal, dar ceva măcar să se întâmple. Dacă studenții, elevii știu că nu se întâmplă nimic, că șansele de a fi prinși sunt foarte mici, iar dacă sunt prinși, șansele să li se întâmple ceva sunt foarte mici, nu vor fi descurajați de aceste instrumente instituționale. Și încă ceva care cred că poate fi util, poate și noi ar fi bine din partea cealaltă ca profesor să începem să ne gândim mai mult la metode de evaluare care să facă mai puțin posibilă frauda. În loc să le dăm referate pe teme foarte vaste și descriptive ca să poată fi luate informațiile de pe net, mai bine le dăm să scrie un eseu argumentativ de o pagină jumate pe un caz imaginar construit de noi astfel încât să trebuiască ei să scrie ceva, așa cum se descurcă. Probabilitatea de a frauda în situația 2 este mult mai mică decât în situația 1, pentru că nu ai de unde să-ți iei, nu ai de unde să copiezi. Și atunci, într-un fel sau altul, va trebui să te gândești tu la a da un răspuns. Eu nu știu în ce măsură doamna profesoară care a întrebat, nu știu în ce măsură răspunsul nostru e satisfăcător. Dar... Asta mă și pregăteam să vă spun că vă mulțumesc tuturor pentru răspunsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, Liviu, te rog. Da, apropo de ce zicea Emi și de experiențele pe care le-am trăit în pandemie,
când mulți ne-am revăzut foarte multe din lucrurile pe care le consideram de la sine înțelese, unul din lucrurile pe care le-am făcut și eu a fost să-mi schimb tehnica de evaluare, pentru că ideea de a da un subiect de sinteză eseu nu mai funcționa în online de niciun fel. Da? Și am construit cu mare mândrie, trebuie să spun că am avut o satisfacție teribilă, că uite, în fine am ajuns și eu să mă ocup de chestia asta pe care știu că ar trebui să o fac altfel de multă vreme, dar tot nu îmi găsesc timp pentru ea. Și am conceput niște subiecte de alea, cum se zice, care pot fi rezolvate cu cărțile pe masă, cu acces la internet, cu toate lucrurile. Da? N-ai de unde copia. Ok, punct. Dar, surpriza. Că de-aia a fost scandalos ce s-a întâmplat la drept. Au început să copieze între ei. Adică își făceau rețele și își transmiteau rezolvarea de la unul la altul. Da? La drept, atunci, scandalul a fost pentru, cum să spun, fraudă organizată instituțională. Asta a fost o fraudă organizată. Nu sugeram că pe de-a sugeram doar că... Da. E o picătură într-un ocean. Știu. Nu, alminter nici eu, Emi știe foarte dacă bine. Dacă ar fi să mergem cu pedeapsa asta maximală pentru toate situațiile... Da. Nici eu nu cred în eficiența ridicată a măsurilor punitive. Oamenii au acest dar de a ști să fenteze totdeauna pedepsele dacă ele sunt, nu sunt bine gestionate. Între altele, apropo de economie și așa, faceți un simplu calcul. Merită, din punct de vedere economic, să ții bilet la autobuz? Pă naiba, deci cu o amendă de 50 de lei, șansa e să vină cel mult o dată pe an o amendă de la ritmul la care se fac contract. Deci cu amendă de 50 de lei ești mult mai ieftin decât plătim bilet de fiecare dată. Problema nu e că a merge cu bilet are o eficiență mai mare economică, ci problema e simplă, jena, rușinea că te prinde controlorul și ai parte de o scenă neplăcută cu toată lumea care se uită la tine și așa mai departe și care atârnă mai greu decât calculul economic. Presiunea socială de care vorbea domnul San. Da, mărturisesc că atunci când a fost povestea cu studenții care copiau în rețea la drept, bine, trecem și peste comicul faptului că erau la drept cei care organizaseră rețeaua asta, recunosc că mulți studenți de la alte facultăți discutau despre cazul ăsta și se întrebau cum Dumnezeu a fost ăia prinși, ca să zicem așa, adică mă tem că nu e chiar un caz singular, dar mă rog, nici nu vreau să fac acuzații fără... Ai microfonul închis, Liviu, dacă ne spune ceva. Detaliile sunt foarte instructive. Da. Au fost prinși din cauză că la drept funcționau două programe în paralel, unul la zi și unul la învățământ cu frecvență redusă. În momentul în care a apărut pandemia și s-a trecut în online, cele două programe practic au fuzionat. Și subiectele s-au dat împreună și pentru cei de la zi și pentru cei de la frecvență redusă. Cei de la frecvență redusă nu se cunoșteau între ei și nu s-au putut organiza. Dar au aflat de ce au făcut colegilor de la drept și s-au dus și au reclamat. Așa a fost. Da, a fost o chestiune de omogenitate. Dacă ar fi putut profita și ei de pe urma sistemului, probabil că nu s-ar fi aflat niciodată despre chestia. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Să vorbim de două ore. Nu știu dacă realizați. Și ca să trag așa discuția pe turta filozofilor cumva, am să rog pe Emilian să aibă ultimul cuvânt în seara asta. Și Emilian, te-aș întreba așa, foarte scurt și la obiect, ce îi spune unui licean ca să-l convingi să
fie ceva mai moral și măcar să lase deoparte ideea de a copia sau de a plagia. Dă-ne o idee, cum să începe. În buna tradiție socratică, dacă vrei să fii fericit, trebuie să ai o viață interioară frumoasă și fără să ai o sensibilitate etică, e greu să fii fericit. Foarte la obiect, da. Aș spune că cu această idee furată de la Aristotel, nu? Cumva, dar uite, ai menționat sursa, ai spus numele. Putem să închidem discuția din seara asta. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Încă o dată reiterez ideea și invitația de a colabora cu colegii noștri pe care i-ați văzut, i-ați auzit. Vedeți că sunt bine ancorați în mândrele concretului, dacă pot să spun așa, și că au o bună înțelegere a ceea ce generează până la urmă această problemă structurală și profundă a societății românești. Și eu cred că schimbările care contează se vor face în timp și se vor face prin intervenții inteligente și prin, hai să spunem, politici bine chitite. Dar cred eu și prin acte până la urmă de curaj. Pentru că până la urmă discuția noastră are loc într-un moment în care, din punct de vedere moral, aș spune că societatea noastră se clatină, gândindu-mă strict la cazul Emiliei Șercan, care nu e un caz izolat. Emilia Șercan a fost, după cum știți, invitata noastră la Casa Corpului Didactic cu mai puțin de 2 luni în urmă. Am aflat aproape șocat că fusese amenințată și șantajată cu doar 30 de minute înainte să intre cu noi în direct. Și cred că și cu toate astea, a avut o prestație nemaipomenită. Cred că e de datoria noastră să nu întoarcem ochii către discuții privind sexul îngerilor, ci cumva să privim cu interes și cu responsabilitate discuțiile și dezbaterile fierbințe ale momentului în România. Încă o dată, foarte multe mulțumiri și domnilor profesori că au fost alături de noi. Eu și Casa Corpului Didactic și colegii mei ne oferim să mediem orice contact cu dumnealor. Deci vă rog frumos să ne scrieți, să ne contactați și vă punem în legătură cu inițiatorii acestui proiect și noi să ne revedem cu toții sănătoși data viitoare la o nouă dezbatere. Mulțumiri încă o dată lui Cosmin Chiriță și proiectului Merito pentru găzduire, lui Vali Frim și Synergetics și încă o dată mulțumiri în primul rând celor care au fost alături de noi în seara asta. Mulțumim și noi și promitem să vă trimitem toate informațiile care v-ar putea fi utile în continuare, pentru că suntem încăpățânați. Continuăm. Mulțumim, așa vom face. La revedere pe data viitoare. La revedere.